Sunt prezent în mijlocul tău, zice Domnul oștirilor, și aruncă-ți toată povara, aruncă tot necazul, aruncă toate luptele, pentru că și te zbați și nu înaintezi. Alergi și nu vezi nimic în alergarea ta. Dar dacă vei căuta să faci loc pe deplin în mintea ta, cuvântul meu este viu și lucrător și cuvântul meu scoate afară tot ceea ce este stricat și murdar. De aceea, nu mai îndrăgiți ecranele mici și acele mari, zice Domnul oștirilor, ca cei străini pe care îi îndrăgiți vă fură toată puterea, vă ia toată vlaga și nu puteți să-mi fiți credincioși. Chiar dacă gura rostesc frumoase cuvinte ca și mijlocire, ca și rugăciuni, ca și mulțumiri, eu, Domnul, privesc la luptele voastre, privesc la ființele voastre și în felul când voi vă înfrânați și țineți în control toată firea, nu o lăsați să stăpânească ochii, ecranele, nu o lăsați să stăpânească urechile, toate zvonurile și știrile care vă înspăimântă, ci ochii când se uită și se adâncesc în cuvântul meu, eu, Domnul, atunci las ploaia timpurie, ploaia târzie, inund ființele voastre cu bucurie și fac ca în mijlocul necazurilor și al încercărilor fața voastră să fie plină de pace, că v-ați pus nădejdea într-un Dumnezeu atotputernic. Nu vă lăsați înșelați, nici ademeniți de atâtea gânduri care vă trec prin minte și chiar de mulțimea lunilor și al anilor care vă stă în față, pentru că nu știți ce aduce ziua de mâine, nu știți viitorul și nu cunoașteți nici un ceas măcar care va veni. Dar eu, Domnul, care sunt stăpân pe toate lucrurile, văzute și nevăzute, caut să dau hrană din abundență poporului meu și caut să-l umplu de duh și de putere ca ființele voastre, să nu tremure în fața ceea ce văd ochii, să nu se zguduie și să tremure în fața ceea ce aud urechile, ci dimpotrivă toate zvonurile acestea care le auziți se vor transforma în niște legi puternice care se vor publica și atunci puterea celor mai mulți va fi înfrântă pentru că s-au sprijinit pe ei, pe bunurile materiale, pe lucrurile care le-au strâns și pentru cele ce li s-a legat inima. Hristos este Domnul. Nu vă spun să vindeți tot. Vă spun să-mi faceți loc în mintea voastră și în inima voastră. Vă spun să-mi dați ochii voștri mie și să găsiți toată plăcerea în căile și legile mele și atunci eu vă voi desăvârși ființele voastre.